Iubiți frați și surori, de acasă, din biserica, din casă, ne este tare greu și nouă, slujind Sfânta Liturghie și chemându-vă înspre potir să nu fiți împreună cu noi. Și atmosfera este alta decât cea cu care eram obișnuiți, preoți și popor, slujba lui Dumnezeu, slujind de liturghia și împărțind viața prin trupul și sângele lui Hristos la tot poporul, pentru că El s-a dat în dar tuturor. De atunci de când a venit în lume, până acum și pentru totdeauna. Dar în același timp, avem această nădejde că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu nu ne-a părăsit nici în aceste momente. Ba mai mult decât atât, că în aceste momente Dumnezeu este prezent mai adevărat, mai aievea și mai pretutindeni decât mai înainte. Și acest lucru pentru că avem nevoie. Și mi s-a fixat în minte, pe parcursul Sfintei Liturghii, acest verset biblic, din Psalm, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în viață. Că s-a întărit mila Lui peste noi. Aceasta este nădejdea noastră și că adevărul lui Dumnezeu va fi pentru totdeauna, indiferent de ce s-ar întâmpla. Este nădejde pentru noi că mila Lui s-a întărit. Dar acum omenește, poate că este mai greu să vedem cum mila lui Dumnezeu s-a întărit. Însă dacă stăm să săbovim lucru care ni se cere în aceste momente, și foarte important, dacă stăm să săbovim și să ne așezăm într-o cele din lăuntru ale noastre, zic ale casei noastre, dar mai ales ale ființei noastre cele mai profunde, înțelegem cum mila Domnului rămâne în viață, cum mila Domnului se revarsă peste noi mai altfel, mai adevărat decât mai înainte. Pentru că acest timp este, într-un fel, un timp de judecată. Dar o judecată nu în care noi suntem osândiți. Pentru că El însuși, Dumnezeu a zis atunci când s-a răstignit pentru noi, când Domnul Hristos s-a răstignit pentru noi, că n-a venit să judece lumea, ci a venit să mântuiască lumea. Și totuși este un timp al judecății în ce sens? În sensul revelării adevărului veșnic al lui Dumnezeu. Că omului îi este rânduit să trăiască pe acest pământ, dar niciodată să nu uite că este un călător și că există altceva care îl așteaptă și că criteriile lui de valoare trebuie tot timpul să se orienteze în funcție de acel ceva care îl așteaptă. Că aș rezuma viața la tot ceea ce ne oferă lumea aceasta este mult prea puțin față de ceea ce îi pregătește Dumnezeu. Mult prea puțin față de moștenirea pe care i-o rânduiește Dumnezeu. Și atunci dacă omul în freamătul său, în neliniștea sa, n-a fost capabil să înțeleagă acest dar al lui Dumnezeu, lumea ca dar mai întâi, dar mai ales împărăția ca dar care îl așteaptă, atunci Dumnezeu a îngăduit ca să fie acest moment, aș zice, de liniște. De liniștire, poate. Liniștea ne-am dorit, dar de liniștire, în sensul contextului, Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Și mai este un timp al judecății și pentru altceva. Pentru că se dovedește încă o dată ceea ce este al lui Dumnezeu și ceea ce nu este al lui Dumnezeu. Stăpânitorul lumii, ne spune Domnul Hristos în preajma patimilor sale, este judecat prin suferințele pe care le îngăduie și care există în această lume. Nu omul este judecat, ci stăpânitorul lumii. Este vădit pe față răul diavolului. Răul satanei. Pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, răul pare să fie mai puternic și pare să-și fi spus ultimul cuvânt.
Însă tocmai atunci când El își închipuie că biruiește, atunci se întâmplă biruința lui Hristos, stăpânitorul vieții și al morții. Și El dovedește mincinos și tată al minciunii. Și acum zic, aceste vremuri în care răul pare să învingă, să fie mai puternic decât omul, Dumnezeu le dovedește ca vremuri ale Harului. Ca vremuri ale milei lui Dumnezeu, mai mult decât oricând. Pentru că omul se întoarce în camera sa de rugăciune, se adâncește în profunzimea lui și este chemat, îndemnat să-și facă ordine în viață și să-și reconfigureze traiectoria și până la urmă să-și reidentifice identitatea lui. Cine sunt eu în aceste momente în care nimic nu mai este sigur? Cine îmi dă mie această siguranță? Cine mi-a dat mie această siguranță până acum și cine mi-o dă mie de acum încolo? Și în acest sens, vremurile grele, vremurile rele pe care Dumnezeu le îngăduie se transformă în timp al mântuirii. Într-un timp al șansei în care Dumnezeu se află mai aproape de noi. Sau noi, mai degrabă, mai aproape de Dumnezeu. De aceea ziceam că este un timp al judecății. Răul este dat pe față. Cei drept, în varianta apocaliptică, în varianta apocalipsei, asta însemnând că cine a făcut până acum nedreptate va face mai multă nedreptate decât până acum, dar mai important decât atât, cine s-a sfințit până acum se sfințește și mai mult. Și avem nădejde, încredere în această lucrare minunată pe care o face Dumnezeu. Timpul pe care ne-l dă Dumnezeu acum, acasă, trăind cu dorul nesfârșit după Hristosul Eucharistic, este o șansă ca să-L trăim pe Dumnezeu cu mult mai multă responsabilitate. Cu mult mai multă dorință. Cu mult mai multă încredere. Că El este începutul și sfârșitul vieții noastre. El este șansa noastră. Și de aceea înțelegem că aceste vremuri nu sunt atât de negre precum ni se prezintă sau precum cele rău ar vrea să ne arate, ci încă o dată zic, sunt timp al mântuirii. Că s-a întărit în aceste zile mila Lui peste noi. Și adevărul Domnului rămâne în veac. Care este adevărul Domnului? Că El este stăpânul nostru, că El este Părintele nostru. Și dacă este Părinte, asta înseamnă că niciodată nu-și lasă copiii nemângâiați, neîmbrățișați. Asta dacă copiii își doresc. Pentru că El nu intră cu deasila în viața omului. Dar creează sau îngăduie aceste momente prin care omul însuși să-i spună, Doamne, am nevoie de Tine. Astăzi sau în aceste zile am trăit mult mai adevărat cuvintele pe care le auzim la slujba vecerniei și în această zi la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, prin Psalmul 140. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. De foarte multe ori, poate participând la vecernii, aceste cuvinte ne-au trecut pe lângă urechi. N-au avut capacitatea să ne miște. Dar în aceste zile, și zic astăzi poate mai mult decât oricând, le-am resimțit altfel. Cu caracterul lor imediat. Cu intensitatea specifică. Cu strigătul din lăuntrul sufletului nostru. Doamne, strigat-o către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, acum când strig către Tine. Nu se exprimă psalmistul prin verbe mai ușoare,
ne-am rugat ție, Doamne, ne adresăm ție și zice, strig, Doamne, strig după tine. Omul strigă când este în disperare. Omul strigă atunci când are nevoie mai mult ca oricând de Dumnezeu. Și noi astăzi am strigat că avem nevoie mai mult ca oricând după de Dumnezeu. Și nu mai târziu, nu mâine, ci astăzi, Doamne, ia aminte la glasul rugăciunii mele. Dumneavoastră, toți cei care v-ați rugat împreună cu noi de acasă, ați fost în același duh cu noi și ați strigat după Dumnezeu ca să-L aducem pe Dumnezeu mai mult pe pământ, pentru că până acum L-am expulzat din lumea în care El a făcut-o. Într-o ale sale a venit, ne spune Evanghelistul Ioan, dar ai să-i nu-L oprimit. Și aici este discreția și dragostea Tatălui, că dacă cineva nu vrea să-L primească, El nu intră cu deasila, însă ce rămâne în urmă este izolare, singurătate, neliniște, lipsă de sens. Și epitetele de acest fel, descriere de acest fel, ar putea continua. Însă noi, prin această liturghie pe care am săvârșit-o în acest cartier mare al Clujului, în Mănăștur, L-am chemat pe Dumnezeu ca să facă parte din viețile noastre. Să nu mai trăim fără de El, pentru că avem nevoie de El. Acum, Doamne, vino în viața noastră. Și Dumnezeu nu întârzie să vină și să ne mângâie. Pe fiecare după nevoile noastre, aici în biserică și la casele dumneavoastră, în biserica din casă, așa cum mă adresez în aceste zile, pentru că biserica de acum se vede în ființa ei, că este peste tot. Se răsfrânge în întreaga lume. Și vine așadar cu această mânghiere de care toți avem nevoie. Și mai adaug un singur gând, luat dintr-una din rugăciunile vecernii pe care le-am rostit la această Sfântă Liturghie. Fă cu noi semn spre bine. E foarte puternic acest cuvânt. Noi cei care credem în Dumnezeu, noi cei care stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și astăzi, îi cerem Lui să ne facă semn spre bine. Semn spre bine în această lume. Semn al luminii. Semn al lucrării celei bune. Semn al cuvântului de încurajare. Semn al optimismului. Semn al încrederii în Dumnezeu. Noi preoții care însingurați și noi, ca și dumneavoastră, în biserică, acest lucru ne dorim, ca să fim semn spre bine pentru dumneavoastră, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru toți cei care au nevoie de mângâiere. Iar dumneavoastră, la rândul vă, primind cuvântul cel bun, primind mângâierea de la El, Domnul care stăpânește toate, să deveniți în casele voastre, în familiile dumneavoastră, în grupul de prieteni, în mijlocul comunității, să deveniți semne spre bine. Și semne spre bine ale Lui Hristos, care ne cheamă să fim aproape de El. Trăim în nădejde, pentru că El ne-a spus, nu te teme, turmă mică. Trăim în nădejde, pentru că El ne-a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Slujba liturghiei darurilor mai înainte sfințite pe care am săvârșit-o astăzi, L-a chemat pe Dumnezeu pe pământ, mai aproape de noi, și mai mult decât atât, L-a rugat ca să se răsfrângă peste tot în această lume nesigură în care noi trăim. Îl rugăm pe Dumnezeul binecuvântării, pe Dumnezeul bunei vestiri, pe Dumnezeul încrederii, să vă binecuvinteze pe toți cei care sunteți în casele dumneavoastră și v-ați rugat împreună cu noi, și pe toți cei dragi la care vă gândiți, și pe toți cei care nu are cine să-i pomenească și nu are cine să-i caute.
Și ne-am rugat în mod special pentru toți cei care în aceste zile participă la lucrarea de binecuvântare a lumii și de slujire a poporului care trăiește aici și pretutinde. Pentru toți și pentru toate ne-am pus înaintea lui Hristos și am îngenunchiat chemând marea sa milostivire. Să vă plătească Dumnezeu, să vă binecuvinteze și să vă întărească în tot lucrul cel bun pe care îl aveți de